numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi seminariști, iubiți credincioși, astăzi Biserica îi amintește pe toți credincioșii răposați. Am putea spune că este o zi de tăcere, de reflexie și de amintire a celor care au trecut din această lume. Astăzi ne manifestăm într-o formă deosebită ceea ce noi recităm în fiecare duminică și sărbătoare de poruncă la crez. Cred în împărtășirea Sfinților, această comuniune care există și rămâne între noi cei de pe pământ, nu numai cu Sfinții, dar și cu răposații noștri. De aceea astăzi și liturghiile, dar și gestul de a merge și a vizita cimitirul, este o datorie prin care noi manifestăm și trăim această comuniune cu cei răposați ai noștri, părinți, rude, cunoscuți, prieteni și cei care au fost total uitați. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, curulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Asupra păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu, mielul fără pată, unindură-te. Cerului Dumnezeu.
pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Dumnezeule, mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, pentru mărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Celor credincioși și viața celor drepți, care ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău, îndură-te de slujitorii Tăi răposați, care au primit cu credință taina învierii noastre și învrednicește-i să se bucure de fericirea veșnică, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Știu că răscumpărătorul meu trăiește. Citire din cartea lui Iob. În zilele acelea, Iob a luat cuvântul și a zis: ce n-aș da să fie scrise cuvintele mele? Ce n-aș da să fie înscrise într-o carte? Cu un condei de fier sau de plumb să fie săpate pentru totdeauna în stâncă. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că în cele din urmă se va ridica peste țărână. După ce îmi vor roade această piele a mea, fără carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei vor privi și nu altcineva. Cuvântul Domnului. Cred că voi vedea bunătățile Domnului
pe pământul celor vii. Pentru că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor. Un lucru cel de la Domnul și pe acesta îl caut, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul său. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe ascultăm, Doamne, glasul când te chem, îndură-te de mine și răspunde. Eu caut, Doamne, fața ta, nu ți-ascunde fața de la mine. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Așteaptă-L pe Domnul, fii tare, întărește-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai mult acum, când suntem justificați prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânie, deoarece, dacă, dușmani fiind, am fost reconciliați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, reconciliați fiind, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care acum am primit reconcilierea. Cuvântul Domnului. Aceasta este voința Tatălui meu,
Oricine îl vede pe Fiul și crede în El are viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă, spune Domnul. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a spus mulțimilor: tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine, iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, căci m-am coborât din cer nu ca să fac voința mea, ci voința celui care m-a trimis. Și aceasta este voința celui care m-a trimis: să nu se piardă nimeni dintre cei pe care mi-a dat de la El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. Pentru că aceasta este voința Tatălui meu. Oricine îl vede pe Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Cuvântul Domnului. Cernici, părinți concelebranți, dragi seminariști, iubiți credincioși. Trebuind să călătoresc zilele trecute prin Ungaria, Austria și apoi prin Ardeal, am văzut multe cimitire în pregătire, mulți oameni care puneau flori, făceau curățenie, iar pe marginile drumurilor multe flori de vânzare. Un semn că se apropia ziua tuturor credincioșilor răposați și bunii creștini știu că trebuie să-și amintească de cei dragi ai lor, manifestând această preocupare chiar și prin curățenie sau prin împodobirea mormintelor cu flori. De fapt, de ce se face acest lucru? De ce astăzi, duminică, sigur, se suprapune cu obligația de a participa la liturghie, dar venim la biserică și cu un alt motiv, să ne amintim de răposații noștri. De ce, după amiază sau în zilele următoare, ne vom îndrepta mai mult ca oricând spre cimitire? Care sunt motivele care ne determină ca în această zi, 2 noiembrie, să facem un gest deosebit față de restul anului? Motivele pot fi diferite, unele cunoscute, altele necunoscute, și încerc să prezint câteva pe scurt. Mai întâi de toate, toate aceste gesturi, ascultarea liturghiei, mersul la cimitir, depunerea unor buchete de flori pe mormântul celor dragi, poate fi pornit dintr-un sentiment de recunoștință. Datorim mult scumpilor noștri, părinți care au plecat din mijlocul nostru, au plecat din această lume, datorăm mult rudelor noastre apropiate. Dacă noi suntem capabili
să iubim este pentru că ei ne-au iubit. Dacă noi suntem capabili să iubim mai mult, e pentru că ei ne-au iubit mai mult. Dar și credința o datorăm lor. Desigur, poate mai întâi trebuie să spunem că o datorăm lui Dumnezeu, dar nu putem uita că părinții noștri răposați au fost primii colaboratori inteligenți și atenți față de planul lui Dumnezeu. Și apoi, exemplu bun primit de la naș, de la atâtea persoane cunoscute din cercul familiei. Pentru această recunoștință noastră se transformă într-o adevărată obligație. Un alt sentiment pe care am putea să-l purtăm în noi în ziua de astăzi și îl poartă mulți, este sentimentul de părere de rău, chiar de remușcare de conștiință. Dacă sentimentul de recunoștință este însoțit de ocaziile în care noi i-am supărat pe cei dragi ai noștri care au plecat din această lume sau nu i-am luat în seamă sau i-am disprețuit, atunci aceasta devine cu adevărat motiv de tristețe. N-am știut să-i prețuim, i-am disprețuit. Ne gândim la binele pe care puteam să-l facem, la cuvintele frumoase, bune pe care le-am fi putut rosti, la atenția pe care o putem manifesta față de ei și n-am făcut-o. O teribilă tristețe, pentru că acum este prea târziu pentru noi, tata, mama, bunicii, rudele, prietenii, nu mai sunt, trăiesc în invizibil. Dar poate este posibil să reparăm ceva, sperăm și vrem, semn al prezenței noastre la biserică sau în cimitir. Pentru aceasta suntem astăzi prezenți aici, vom fi prezenți la cimitir. Pentru aceasta ne îndreptăm spre gândul spre cei dragi ai noștri, ca să ne arătăm cel puțin acum recunoștința și să le oferim ajutorul nostru. Dar am putea spune că vom fi în cimitir și suntem prezenți cu gândul la răposații noștri și dintr-un sentiment de teamă. Moartea este un mister, cel mai mare mister. Noi suntem ca și orbi în fața vieții de dincolo. Ce se ascunde? Ce ascunde pentru noi, pentru alții, pentru cei pe care i-am iubit și continuăm să iubim? Cum să îi imaginăm? Unde sunt? Ce s-a ales din ei? Iată diferite motive care pot explica astăzi, mai ales prezența noastră mai numeroasă la biserică sau dorința de a vizita cimitirul. Dar ar fi o nedreptate dacă nu aș aminti motivul fundamental al prezenței noastre la cimitir și gestul de a oferi liturghia astăzi pentru cei răposați. Suntem aici pentru a asculta un cuvânt care ne întărește în credința noastră. S-a spus, cei morți sunt morți. Dar credința ne spune, cei morți nu sunt morți, sunt vii. Continuă să trăiască. Ne vor binele, vor să ne dea o mână de ajutor. Ce să spunem despre aceste cuvinte? Am impresia că sunt cuvinte frumoase, mângâietoare, pline de protecție, dar există oare un cuvânt care să legitimeze și să justifice toate aceste discursuri de mângâiere și de consolare? Avem în noi acest cuvânt astăzi, în ziua comemorării credincioșilor răposați? Nu mă opresc la Evanghelia de astăzi, dar în general putem spune că un cuvânt se găsește în toate Evangheliile. Și acest cuvânt se numește înviere, se numește viață veșnică, se numește împărtășirea Sfinților. Las la o parte adevărul strălucitor al învierii lui Hristos, de care ne apropiem și vorbim atâta la Paști. Dar trebuie să spun că acest adevăr al învierii lui Hristos este fundamentul, reprezintă totul pentru noi. Dacă noi nu credem în Hristos învigătorul morții, nu putem să ne numim creștini. O
spune și Sfântul Apostol Paul, dacă Hristos nu a înviat din morți, zădarnică este credința voastră. Și mă opresc asupra acestui adevăr, viața veșnică. Există foarte multe locuri în Sfânta Scriptură care evocă această realitate, chiar dacă de multe ori am așteptat ca acest cuvânt al Scripturii să ne spună mai multe amănunte despre viața veșnică. Dar am putea spune cu ajutorul cuvintelor pe care le auzim deseori, cât despre viața de dincolo, eu mă încredințez în totalitate în mâinile lui Dumnezeu. Cuvinte minunate care ar trebui să lumineze toate înmormântările noastre. Dar putem să adăugăm încă ceva. Dacă este adevărat că viața veșnică nu este ceva mai puțin, ci mai mult, cu atât mai mult această viață, și Dumnezeu ar trebui să ne dea un supliment de putere pentru a simți o bucurie deosebită la auzul acestor cuvinte, că viața de pe acest pământ continuă în viața de dincolo. Moartea este doar un hotar care se trece. Ce va rămâne din această viață pe care o trăim pe pământ? Numai idealuri, numai voința, numai spiritul? Nu, rămâne toată persoana, chiar și trupul nostru va învia. Și afecțiunile și legăturile de sânge, de rudenie, de prietenie, ce se alege din toate acestea? Ele sunt realitatea cea mai frumoasă a vieții noastre, dar schimburile cele mai sublime, cele mai înalte armonii ale inimilor noastre, sunt doar o anticipare în a ceea ce va fi viața de dincolo. Și dacă anticipările deja ne taie respirația, ce va fi realitatea totală a iubirii fără de moarte, unde nu va fi nici plâns, nici durere? Și acum o scurtă reflecție și asupra altui cuvânt, alte expresii, împărtășirea Sfinților. Este expresia pe care o recităm în fiecare duminică și în sărbătorile de poruncă la crez. Rostim poate de multe ori această expresie fără să înțelegem prea mult din ceea ce spunem. Ce vrea să spună această expresie, împărtășirea Sfinților? Vrea să spună că există o legătură între cei care sunt morți și cei care sunt vii. Pentru că există doar un singur Dumnezeu pentru toți, cum spune Sfântul Apostol Paul, Părinte al tuturor, care domnește asupra tuturor, lucrează prin toți și rămâne în toți. De aceea este adevărat că noi toți suntem în Dumnezeu. Ei, cei răposați, stând deja față în față cu Dumnezeu, și noi încă în întunericul speranței însuflețită de credință. Și bariera invizibilului, de ce nu vedem dincolo, de ce nu știm exact cum stau răposații noștri, zidul umbrei tăcerii care există între noi și ei, credința ne spune, bariera a fost ruptă de Hristos. El a spart zidul despărțitor dintre viața de pe acest pământ și viața de dincolo, de aceea suntem legați de Iisus cel înviat. Cum are loc acest lucru? Nimeni, poate niciun teolog, nu poate să explice, pentru că este un mister. Dar știm doar atâta că are loc această înviere, această unire în Hristos cel înviat. Știu că este greșit să ne imaginăm un Iisus care se bucură desigur de o condiție privilegiată, unică, separată de istorie, poate uitând de oameni care sunt frații săi, dar nu este așa. El este capul omenirii, El este cel dintâi înviat din morți și de aceea, spune Sfântul Apostol Paul, așa cum capul nostru a înviat, la fel și membrele vor învia și vor avea aceeași soartă ca a lui Hristos cel înviat. Știm că există acest adevăr. Și ne este de ajuns să ne gândim că cei răposați nu trăiesc, așa cum auzim de multe ori anunțurile funerare, au trecut în neființă,
dar trăiesc în veșnicie, trăiesc în speranța învierii de apoi. Știm apoi că există între cei răposați și noi o solidaritate minunată. De aceea putem mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce noi am trăit pe pământ cu cei dragi ai noștri. Și această mulțumire în Hristos să ajungă la ei. De aceea îi pomenim într-un mod deosebit în această zi, dar devine o datorie să-i pomenim mereu pe răposații noștri. Și dacă noi ne deschidem în fața Harului Duhului Sfânt și acesta în Hristos ajunge la ei, devine atunci pâine pentru drumul lor, mereu mai în profunzimile vieții veșnice fericite cu Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei care au murit și mai au păcate de ispășit sau pedepse de ispășit, cei care au murit cu păcatele neiertătoare, știind că înainte de a intra în veșnicia fericită, trebuie să fie purificați. Dar, pe de altă parte, știm că putem conta pe răposații noștri, putem conta pe rugăciunea lor și ajutorul lor, chiar dacă aceasta are loc în moduri și în forme de neînțeles pentru noi. Între noi și ei, răposații noștri, există un schimb prin care, așa cum binele ajunge la ei, tot la fel binele lor ajunge la noi. Cu siguranță că vi s-a întâmplat, așa cum mi s-a întâmplat și mie, să auzim de la diferite persoane cum la distanță de ceva timp de la moartea cuiva drag din familie, la un moment dat parcă se vadă mâna întinsă din cer și să se rezolve o problemă delicată în familie. Însă darul cel mai mare pe care îl pot face răposații noștri este o atenționare. Ce ai făcut din talentul vieții tale? Ce duci cu tine care să merite să fie veșnic înaintea lui Dumnezeu? Cum ai putea duce cu tine în paradis ceea ce nu ai transformat în iubire pe pământ? Pentru ce și pentru cine bate inima ta? Să ne amintim de ceea ce a spus Sfântul Evanghelist Ioan. Noi știm că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frații noștri. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Iată de ce este important să avem familiaritate cu răposații noștri. Nu trebuie să ne temem de ei, pentru că învățăm să iubim, să lăsăm moartea în urmă și să privim la viața care ne așteaptă, o viață pe care noi vrem să o trăim în fericire în fața lui Dumnezeu și cu cei scumpi ai noștri. De aceea este nevoie, nu numai astăzi, dar zilnic, să trăim în comuniune cu răposații noștri, pentru a putea trăi în fiecare zi ca adevărați oameni vii. Iubiți credincioși, îmi place ca la această zi, periodic, să spun o întâmplare care, sigur, ne poate da de gândit, mai ales în modul, gestul pe care îl facem astăzi, când mergem la cimitir sau în zilele în care ne hotărâm să mergem și să facem o vizită la mormintele răposaților noștri. E o povestioară, dar conține un adevăr fundamental deosebit. Este ziua de 2 noiembrie după amiază. Un domn pe nume Giulio Grassi părăsește biroul său de la o mare fabrică de textile pentru a face ceea ce bunii creștini fac în această zi, o scurtă vizită la cimitir. Era o veche tradiție ținută de decenii în familia sa. Cu un autoturism BMW albastru metalizat, cu șofer la volan, traversează orașul și ajunge la periferie, ajungând la cimitir. Parchează mașina și continuă apoi drumul pe jos, trece pe aleile dintre morminte și iată-l ajungând la cavoul familiei Grassi, impunător, masiv, în marmură de culoare gri, prevăzut cu încuietori speciale, de parcă ar fi o bancă elvețiană. Domnul Giulio deschide poarta de fier forjat a cavoului, decorat în exterior cu două litere mari, G, inițialele numelui, simbolurile familiei, un simbol în oțel strălucitor și izolat în interior de o sticlă de cristal. Intră în capela funerară.
Domnul Giulios s-a emoționat pentru câteva momente în fața imaginii decolorate a tatălui său, a schițat apoi un sărut pe figura dulce a mamei sale, a depus un buchet de flori, a făcut în gravă semnul Sfintei Cruci și s-a grăbit să iasă din capelă. Într-un mod ciudat, fără să-și dea seama, a atins poarta de la cavou și aceasta s-a închis, iar încuietoarea electronică s-a blocat automat. Domnul Giulio a scos cheia de siguranță pe care o avea cu sine, a încercat să deschidă poarta, dar forțând cheia, aceasta s-a rupt și a blocat și mai mult încuietoarea. Ce necaz! A rămas închis în cavou. Ce să facă? După o primă clipă de dezorientare, văzând că trecea multă lume prin fața capelei și că mulți se opreau să admire frumusețea ei, domnul Giulio, simțindu-se un pic ridicol, a început să gesticuleze, să bată în geamul capelei, încercând să atragă atenția trecătorilor și a celor curioși. Dar de unde? Nimeni, absolut nimeni, nu-i dădea importanță. Continua să fie închis în cavou. Și el continua să strige, să bată cu piciorul în sticla de cristal a porții, dar nimeni nu se oprea, nici care cei care treceau la câțiva metri de el. Până și șoferul, terminându-se orele de lucru, a plecat, lăsându-l fără telefonul mobil. Neliniștea inițială a domnului Giulio, cu un crescendo de preocupare, a început să se transforme într-o adevărată groază. Timpul trecea repede și cerul se întuneca încet, încet. Pe neașteptate, clopotul cimitirului a bătut de câteva ori pentru a aminti vizitatorilor că era ora închiderii. Încetul cu încetul s-a făcut o tăcere profundă de mormânt. Liniștea mormintelor, o liniște care este întotdeauna aducătoare de gânduri solemne și de interrogative pline de neliniște. Exasperat, cuprins de groază, profund tulburat, domnul Giulio s-a așezat pe o treaptă în fața imaginii mamei sale. Deodată au început să se aprindă în cimitir și luminile electrice, iar pe morminte se vedea spectacolul lumânărilor aprinse în acea zi. O licărire de lumină a pătruns și în capela funerară a familiei Grassi și un glas foarte cunoscut, ca și un ecou al mamei sale, i-a spus încet, dar accentuat: Nu te teme, Giulio, morții nu fac rău nimănui. Ba chiar, a petrece o noapte aici, alături de mine, în cavou, poate fi de folos. Mamă, a răspuns domnul Giulio, mamă, ești chiar tu? Spune, mamă, de ce nu m-a ascultat nimeni și nu mi-a venit în ajutor? De ce au plecat cu toții? Prin fața capelei a defilat o procesiune continuă de lume. Eu am strigat, am urlat. Nimeni nu m-a auzit. De ce? Vezi, fiule, a continuat aceeași voce plăcută a mamei, în lumea ta, înainte de a trece ultima poartă a vieții, atâta lume, și din păcate atâta lume, se gândește numai la sine însuși. Nimeni, sau puțini oameni, ascultă mai mult glasul și strigătul săracilor. Ei bine, a continuat același glas al mamei, odată trecut de poarta vieții, între noi, în această lume a morților, unde tu ai intrat doar pentru o noapte, nimeni dintre cei bogați nu reușește să-și audă propria voce, nimeni dintre cei bogați care sunt egoiști ca tine. Strigătul tău nu ajunge la nicio ureche. Aici nu este loc pentru domni de soiul tău. Pentru noi există doar un singur Domn, Dumnezeu. Să asculți de El este singurul și adevăratul paradis, atât în cer cât și pe pământ. Noapte bună, fiule! Dar acea noapte și nopțile următoare, domnul Giulio, al nostru, nu a mai avut somn liniștit. Până în ziua în care a început să deschide din nou ochii, pentru a-și da seama că există atâta mizerie în jurul său, că există atâția săraci, și și-a deschis urechile pentru a auzi glasul lor. Și-a înțeles atunci rostul faptelor bune, al pomenii, al rugăciunii, al comportamentului corect. Cum s-a terminat povestea domnului Giulio? După o noapte de groază petrecută în cavoul familiei, dimineața paznicul cimitirului
trecând pe alei, a auzit din nou strigătul său, a chemat un mecanic și a deschis poarta cavoului. Și astfel, după o noapte de groază, acest domn al nostru a plecat acasă. Iubiți credincioși, astăzi și în zilele următoare, sau de ori de câte ori vom merge la cimitir, să ne amintim că morții nu fac rău nimănui, nu ne sperie. Din contra, ei ne pot aduce cu picioarele pe pământ pentru a trăi o viață care să merite apoi viața veșnică, trăită în compania celor dragi, care au plecat dintre noi în semnul credinței. În ziua în care ne amintim de răposații noștri, să medităm asupra acestei întâmplări, dar și asupra unui text sculptat pe mormântul unui mistic musulman, unde scrie: frate, dacă vii să vizitezi mormântul meu, nu uita de sicriul tău. După moartea mea, nu căuta mormântul meu pe pământ. Mormântul meu este în inima celor care îi iubesc. Este frumos să ne gândim că răposații noștri se bucură de vederea feței lui Dumnezeu, dar este frumos să ne gândim și să ne echipuim că toți trebuie să ajungă înaintea feței lui Dumnezeu. Este frumos să ne gândim și la ultimul ceas al vieții noastre. Adevăratul mod pentru a ne fi pregătit pentru momentul final al vieții noastre, pentru întâlnirea, reîntâlnirea cu cei scumpi ai noștri, este acela de a folosi bine toate clipele vieții noastre. În amintirea fraților noștri să ne gândim și la ceea ce spunea Sfântul Augustin: morții nu sunt cei absenți, dar sunt cei invizibili. Ei țin ochii lor plini de lacrimi, fixați asupra ochilor noștri plini de lacrimi. Tocmai această comuniune pe care astăzi noi o realizăm, oferind Sfânta Liturghie pentru răposații noștri și rugându-ne la cimitir pentru ca Dumnezeu să-i primească pe toți în slava sa cea veșnică. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, s-a născut mai înainte de toți. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a îngropat. A gloriat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept în viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru lumea întreagă, voim să ne amintim în chip deosebit de aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne!
luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care l-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a dărui iertarea păcatelor și odihnă veșnică tuturor credincioșilor răposați pentru care celebrăm această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, Te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule Atotputernic și Îndurător, te rugăm ca prin această jertfă să-i speli de păcate în sângele lui Hristos pe slujitorii tăi răposați, pentru că după cum i-ai curățat prin apa botezului, să-i purifici necontinit cu îndurarea iubirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este mântuirea lumii, viața celor vii și învierea celor morți. Prin El adoră mulțimile de îngeri maestatea ta, bucurându-se în veci de vederea feței tale. Ne rugăm ca împreună cu ei să primești și glasurile noastre care scântă cu bucurie. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunată lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întărind credință și dragoste biserica Ta peregrine pe acest pământ, împreună cu slujitorul Tău, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu întregul cler și cu tot poporul pe care l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești din cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căcea Ta este Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta,
care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperirea ta, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Primind sacramentul Fiului Tău născut, care s-a jertfit pentru noi și a înviat în slavă, Te rugăm cu milință, Doamne, pentru slujitorii Tăi răposați, ca purificați prin tainele pascale să se bucure în mărire de darul învierii viitoare, prin Hristos Domnul nostru. Ne îndreptăm într-un mod special cu gândul nostru la răposații noștri, pentru care am oferit această Sfântă Liturghie și vom continua astăzi să ne rugăm la cimitiri sau în casele noastre. Sunt rudele noastre, părinți, binefăcători, cunoscuți, prieteni, dar și păstorii noștri care au lucrat în această parohie sau în această dieceză. Ne amintim în rugăciunea noastră pe episcopii Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandari, Dominic Jache, Mihai Robu, Marcu Glazer, Petru Pleșca și preoții care în ultimul timp, în ultimii ani, au slujit la această parohie. A fost Donea, a lui Zdonea, Andrei Gherguț, Anton Tripaș, Carmil Tocănel, Dumitru Romila, Dumitru Pătrașcu, Francis Gârleanu, Cașpar Bachmaier, Gheorghe Vameșiu, Ioan Jicmon, Ioan Pârțac, Iosif Gherger, Iosif Șurgot, Isidor Mocanu, Leopold Nesman, Petru Gabor, Petru Martirescu, Ioan Gabor, Anton Ghiurcă, Pavel Cojocaru, Carmil Gherger, Eduard Sechel, Iosif Pal, pentru ca Dumnezeu să-i primească pe toți în slava fericirii veșnice. Măreți biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Oare noastră fiule, iar și morții Tăi sus, și ai mistrinia Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Thank you.
nostru, care ești în cer, sfințească-ți numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne încerce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Cea plină de har, domnie este în tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul fructului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Să ne rugăm. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele răposaților noștri, pe care i-ai chemat din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dărilor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre. Astăzi, la ora 14, în prezența episcopilor, a preoților și a seminariștilor din Iași, va avea loc la Cimitirul Eternitatea obișnuita celebrare pentru credincioșii răposați. Iar la liturghia de seară, de la ora 18, care va fi o liturghie pontificală, se va celebra un requiem solemn pentru toți răposații. Și un eveniment, aș spune, unic și important la Iași, va fi marți seara. La ora 19:30, în sala de jos a Catedralei, în aula sinodală, va avea loc lansarea unei cărți a unei doamne din Germania. E vorba despre așa numitul gen al lumii. Știți că în Europa se pune problema să nu mai fie gen masculin, feminin. Este o întreagă problematică. Tocmai de aceea această doamnă, Gabriele Cubi, vine la Iași, îi se lansează cartea, dar va ține o conferință foarte interesantă despre această problematică morală a Europei. Tocmai de aceea, tema conferinței va fi gender, adică genul, o amenințare ascunsă la adresa familiei și a societății, semnul întrebării. De aceea vă invit din toată inima marți seara la această conferință, spuneam eu, foarte importantă și premieră la Iași. Binecuvântarea mormintelor continuă, astăzi vom fi la Eternitate, începând cu ora 1, după aceea sâmbătă la ora 10 vom fi la Petru și Pavel și duminica viitoare la ora 1 și jumătate la Buciu. Să mai spun că la biroul parohial puteți găsi revista Lumina Creștinului pentru luna noiembrie, iar între 1 și 8 noiembrie, așa cum știți, se poate câștiga indulgența plenară pentru un răposat prin vizitarea cimitirului sau a bisericii parohiale cu condițiile recerute. Tatăl nostru, crezul și împărtășanie în ziua respectivă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă
vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.